Acum este momentul să facem ceva cu viața noastră, să ducem viața noastră spre alte tărâmuri, spre unirea cu Dumnezeu cel prea înalt. De ce acum? De ce acum? Pentru că din această noapte și până noaptea învierii, mama noastră, biserica, ne oferă tot ce are ea mai bun pentru ca viețile noastre se schimbe în funcție de sigur, de implicarea personală a fiecăruia dintre noi. Există o legătură strânsă între această noapte și noaptea învierii. Această noapte se numește noaptea iertării. Dumnezeu ne cere ca noi să iertăm pe toți cei care ne-au greșit și să dăm iertarea celor care ne-o cer. Dacă aveți un conflict cu cineva, dacă cineva v-a enervat mai tare, dacă v-a supărat cineva mai tare, în această noapte este momentul potrivit pentru ca să iertați și să oferiți iertarea dumneavoastră. Așadar, poarta de intrare în postul cel mare este iertarea. Iertarea o oferim și noi în această seară celor care ne-au greșit. Iar Domnul, în noaptea de înviere, ne va elibera pe noi de jugul cel greu al păcatului. Omule, omule bun, oferă tu iertarea în seara aceasta și Domnul îți va da iertarea lui. Tot noi anul păcatelor mele și iertarea depind de faptul de a ierta și eu aproape lui. Așează-te pe acest drum sfânt și în noaptea învierii vei simți multe bucurie. Omul trupesc, omul firii, în noaptea de înviere abia așteaptă să vină Paștele ca să mănânce drob sau să mănânce miel. Și abia așteaptă și dă din picioare la slujba de înviere la 12 noaptea, nu se termină odată să iau Paștele și să merg să mănânc mielul. Iar bunul creștin are o altă atitudine cu totul altă atitudine, ostenit de post, palid, iubitor, dar fericit, în noaptea de înviere. Vă amintiți, dragilor, ce momente trăiați sau ați trăit și veți trăi și în noaptea acestei învieri, frânzi de har, plin de bucurie că Domnul vine și ne eliberează de jugul greu al păcatului. Gustăm cu toții cu mironosițele împreună bucuria învierii în noaptea de Paști, cu condiția ca și noi să pornim la acest drum duhovnicesc de schimbare a vieții noastre. Haideți să pornim la drum în această seară. Până în noaptea sfântă învierii avem un urcuș foarte frumos. Și vedem că în această perioadă biserica ne dă niște instrumente puternice ca să urcăm spre Golgota Domnului și apoi spre Înviere. Denia canonului mare, denia canonului Sfântului Andrei Criteanul, liturgia darurilor mai înainte sfințite, rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, despre care vorbim în această seară. Dar înainte de a începe să vorbesc despre rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, vreau să vă cânt ceva. Pentru că mi-e drag să-mi amintesc de anii tinereții, când cântam într-o catedrală frumoasă. Și ca unul care am slujit în biserica veche de dinaintea acesteia, de acum, am o emoție sfântă că îl cunosc pe părintele Pompiliu de când eram copil. Și lui îi plăcea cum cânt. Și pentru că mi-aduc aminte de acum 30 de ani că lui îi plăcea asta, vreau să-i cânt și astăzi. Sigur că nu mai am aceeași voce, părul e mai alb, dar cu dragoste vă voi cânta rugăciunea sfântă pe care o cântăm toți în postul mare la Liturgia darurilor mai înainte sfințite. sa se undrepte se. ridika Să se îndrepteze rugăciunea mea, ca tămâia înaintea ta, ridicarea mâinilor mele, jerfa de seară. Iubiților, nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât să-L iubești pe Dumnezeu. Nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât să trăiești cu Dumnezeu. Și în această seară vorbim despre o nestemată a tezaurului ortodoxiei, care nu este altceva decât un mod de viață, despre rugăciunea Sfântului Efrem Sirul începe rugăciunea cu o invocare și tipicul bisericesc spune că atunci când începem, e bine să ridicăm ochii la cer și să spunem, Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slujitale. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi să-mi cunosc păcatele mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor, amin. Așadar, cum începem, dragii mei, cu invocarea numelui lui Dumnezeu? Vă aduceți aminte când eram copii, și mergeam la țară, eram întrebați, dar tu al cui ești? Identitatea era foarte importantă. La începutul acestei rugăciuni spunem că Domnul este stăpânul vieții noastre și Dumnezeu este împăratul, iar noi ne așezăm cu minți și smeriți în poziția de rob. Nu vreau să fiu rob al patimilor, vreau să fiu robul lui Dumnezeu pentru că știu că Domnul îmi dă ce am eu nevoie și nu am nevoie de nimic altceva. Nu mă mulțumește nici vreo poziție socială, nici bani, nici altceva, ci doar mă împlinește doar legătura puternică de iubire a lui Dumnezeu cu mine. Așadar, tu te așezi în poziție de rob în mod smerit, iar El, Domnul Mărinimos, îți dă ție poziția de fiu, și voi veni la tine și vom veni la tine. Și vom face locaș în tine. Alege tu, omule, să fii robul lui Dumnezeu și Dumnezeu te va face fiul lui. Sfântul Sirul Efrem Sirul, acest mare părinte Sihastru, care a trăit între 307 și 373, deci în secolul IV, în secolul de aur, a participat la Sfântul Primul Sinod Ecumenic din 325 ca Și vedem că în această rugăciune Sfântul identifică patru patimi și patru virtuți esențiale în viața creștinului. Și el începe într-un mod foarte sincer. Începutul postului este un început al sincerității. Vedem în canonul Sfântului Andrei Criteanu la fel, atitudini de sinceritate. Da, suntem păcătoși, asumăm asta. Și Sfântul Efrem Sirul începe așa, Duhul Trândăviei. Ce este acesta Duhul Trândăviei? Înainte societatea era eminamente agrară, omul avea o casă, o nevastă, o gospodărie și cam atât nu călătorea, nu avea resurse să călătorească și încât, întrucât nu aveau multe preocupări oamenii, acest duh, duh al trândăviei putea să vină ușor. Omul însă nu a fost creat să doarmă, el a fost creat să lucreze, de aceea lucrarea pe care omul o face îi aduce și bucurie. Iar acest duh al trândăviei nu face decât să oprească bucuriile pe care le are omul care lucrează, care muncește. De altfel, Apostolul Pavel spune, cel care nu muncește să nu mănânce. Sfinții părinți cărau pietre dintr-un loc în altul, ca să considere că merită bucata aceea de pâine. Alți părinți lucrau rucodelie, tocmai pentru ca să facă ceva concret. Și mergeau cu rucodelia la oraș. Așadar, trândăvia este un păcat mare. Inactivitatea, lenevia, sunt păcate mari. Dar nu vorbește Sfântul Efrem despre această trândăvie, ci vorbește despre altceva. Părintele Petroniu Tănase, în tălmăcirea rugăciunii acesteia, spune așa, că omul a fost creat de Dumnezeu să-L asculte și Domnul a spus să vă iubiți unul pe altul așa cum v-am iubit eu pe voi. Dumnezeu ne-a creat din iubire, și vrea ca noi să lucrăm iubirea. De aceea este foarte important să știm că dacă ascultăm de poruncile Domnului, Domnul va schimba viața noastră. Schimbarea vieții noastre ține de noi înșine și de felul în care noi împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu se ascunde în poruncile sale și se descoperă omului în funcție de cum omul lucrează poruncile. Unde îl găsim pe Dumnezeu? Îl găsim pe Dumnezeu în poruncile sale. Și dacă omul împlinește poruncile lui Dumnezeu, împlinirea poruncilor este aceea care aduce lumină în om. Toți suntem chemați să fim Dumnezei după har, spunea Părintele Petroniu Tănase. Și dacă omul nu ajunge aici, datorită lenevirii, care este refuzul omului în fața propriei dezvoltări, atunci Domnul nu are ce să facă. Nu are cum să te ajute Dumnezeu dacă tu nu vrei să te ajuți pe tine. E foarte important să știți, dragii mei, că săptămâna viitoare e o săptămână plină de slujbe. Și îi întreb pe prieteni, ce faci săptămâna viitoare? Merg la restaurant cu un prieten, am treabă, dar n-ai vrea să vii la biserică, să participi la canonul Sfântului Andrei Criteanu, să te spovedești ca duminica viitoare să te împărtășești. Deci vom avea duminica viitoare două feluri de oameni în biserică. Unii care înțeleg ce înseamnă săptămâna mare și vor veni în casa lui Dumnezeu, vor veni la preo să se spovedească și unii cărora nu prea le va păsa treaba aceasta și atunci diferența va fi făcută de cei care aleg să vină să se purifice. Deci, fiecare dintre noi urcăm cu o viteză mai mare sau mai mică în funcție de disponibilitatea noastră la efort. Vrem să fim cu Dumnezeu, e bine să avem un angajament zilnic de credință, de dragoste și de rugăciune în viața noastră. Pentru că altfel, Dumnezeu nu ni se va descoperi decât în măsura în care noi Îl căutăm pe Dumnezeu. Vrei să fii cu Dumnezeu, roagă-te neîncetat și Dumnezeu va fi cu tine. Vrei să fii cu Dumnezeu, vorbește cu el, cere ajutorul, Doamne, nu mă părăsi și nu te va părăsi. Dar dacă tu îi cere ajutor doar la necaz, uite, vă dau un exemplu. Ai un prieten vechi, coleg de liceu, care te-a sunat acum vreo 2 ani, te mai sună peste vreo 2 ani, te sună rar și te sună după alți cinci ani și zice, împrumută-mă și pe mine cu ceva, am nevoie de ajutorul tău, dar tu îi spui, omule, dar doar acum ai tu nevoie de mine când ai nevoie de asta? Eu eram aici și altă dată. Deci dacă tu îl iubești pe Dumnezeu, nu neapărat atunci când ai nevoie. De ce vrem noi să fim cu Dumnezeu? Pentru că e bine cu Dumnezeu, nu pentru că ne dă ceva. E bine să ne depărtăm de această mentalitate bolnavă, să credem Că dacă venim, trebuie neapărat să primim. Eu m-aș mulțumi decât să primesc starea asta de bine pe care Dumnezeu o dăruiește celor care vin în casa lui. E atât de bine cu el, că nu m-aș mai depărta de el. Și dacă el știe că eu am nevoie de ceva, mă va dărui el mie. De altfel, când oamenii își fac planuri, Dumnezeu se amuză. Pentru că știe Domnul mai bine. Îi cer tu Domnului. Nu știa Domnul că ai tu nevoie. Nu știa Domnul că ai tu nevoie. În mod sigur, știa Domnul. De aceea vă îndemn să nu scrieți pagini întregi la pomelnice. Nu-i nevoie. Eu întreg numele meu și a celor din familia mea și a celor dragi mie și la sfârșit spun să ne dăruiască Dumnezeu ce știe El că avem noi nevoie. Atât. Știe Domnul mai bine ca noi. Dar să ne întoarcem la Duhul acesta al trândăviei. Pentru creștinul autentic, Duhul trândăviei nu există. Creștinul autentic este în acțiune mereu, în București mereu e un hram, mereu e o slujbă, mereu e o, o bucurie pe care o trăim. Slavă Domnului în cele 336 de biserici și sunt uimiți și plăcut impresionați să văd cum creștini tineri și în vârstă sau tineri de toate vârstele merg fie la Radu Vodă, fie la Darvari, fie la Duminica viitoare la Biserica Icoanei cu icoanele, mărturisim pe străzi că îl iubim pe Dumnezeu și că îl vedem pe Dumnezeu în această fereastră spre cer, care este icoana. Deci creștinul autentic nu are cum să trândăvească. E, la polul opus de trândăvie este Duhul grijii de multe. Duhul grijii de multe este cel mai prezent Duh în viața orașului. Grija de multe, dragii mei, vine de la televizor, Zice, cum nu știi ce a făcut Bahmuțean? Nu știu. Cum nu știți? Dar cum tu nu știi ce a făcut? Nu știu, nu mă uit la televizor. Doamne, sunt oameni sărmani și mi-e milă de ei, care trăiesc din ce li se oferă la televizor și li se oferă lături, mizerii. Haideți să nu fim noi aceia care să fim înșelați uitându-ne prea mult la televizor. Televizorul îți, a, îți aduce, cred că v-ați uitat la voi înșivă, vă, după ce ai stat o oră sau două, simți că te-ai ridicat mai, mai bun de acolo? După ce ai văzut un talk show în care fiecare se urăște, îl urăște pe altul, fiecare îl vorbește de rău pe altul, slavă lui Dumnezeu că există Trinitas! Slavă lui Dumnezeu că există totuși un, un post în care îți găsești pace. E un vis. Îmi aduc aminte de bunicul meu care a spus: Tată, dacă ajungeți să vedeți la televizor slujba, dacă ai o neputință, ai piciorul rupt, ai o paralizie, nu mai poți să te ridici și trăiești liturgia acolo, în patul tău de suferință. Slavă lui Dumnezeu, mare binefacere. Dar atenție! Asta nu trebuie să ne ducă către trândăvie. A, am oameni care spun, astăzi nu merg la biserică, merg la patriarhie, la Trinitas. Se îmbracă și stă în pat și ascultă slujba. E bine să mergeți la parohia de care aparțineți dacă puteți. Pentru că Trinitas TV nu este pentru comoditate, ci este pentru cei care au o boală și o suferință și pot să vizioneze și ei Sfânta Liturghie. Dacă ești bine sănătos, nu este bine să stai la liturgie, la televizor, pe Hristos Gustăl. Aici, vino, fă efortul să pleci de acasă, în casa lui Dumnezeu. Așadar, Duhul acesta al grijii de multe ne risipește, dragii mei. Cine ne mai risipește? Facebook-ul. Ne risipește foarte tare. Pentru că tot timpul ești preocupat să vezi ce a făcut aproapele tău. Ia să vedem ce au mai făcut prietenii mei, pe unde s-au mai plimbat. Și asta se numește Duhul Grijii de Multe. Pentru că prima grijă a omului trebuie să fie mântuirea proprie și apoi mântuirea aproapelui. Păi asta nu are nicio legătură cu ce a făcut, nu știu ce, tânără, sumar îmbrăcată, care ne arată nouă ce valori fizice are ea. Să fie sănătoasă, să fie la ea acolo. E treaba ei. Dar noi, de ce să ne încărcăm cu aceste lucruri și să, când ajungem în fața rugăciunii, să fim deja obosiți? Adică stai două ore pe Facebook și dai acolo și vezi ce a făcut cine, altcineva și altcineva și când să te rogi, zici, sunt obosit, nu mai pot. Dragii mei, haide să ținem post de Facebook. Ce ziceți? Vreți? Cei care aveți, dragilor, haideți să nu mai stăm atât de mult. În loc de Facebook, pune Psaltirea lui David, pune Patericul Egiptean, pune Ceaslovul, pune Cartea de Rugăciune pe paraclisul Maicii Domnului și vei primi mult har de la Dumnezeu, că totul e o alegere. Totul e o alegere. Dacă prin acest canal se poate transmite Cuvântul lui Dumnezeu, e bine să se transmită. Dar atenție să nu te fure. Cunosc mulți credincioși care spun: Stau numai 5 minute să văd niște cuvinte de la Domnul. E foarte bine. Dar după aia, într-un colț de ecran, apare altceva. Nu știu ce știre, nu știu ce s-a întâmplat și ai început cu gândul bun că vrei să vezi ce s-a întâmplat la o biserică și ai terminat în altă parte. Deci atenție la focusarea energiilor. Către unirea cu Dumnezeu, ca să nu ne risipească aceste instrumente care sunt create, să ne ajute la nevoie, da? Dar devin, la un moment dat, consumatori ai sufletelor noastre, pentru că stând acolo pierzi ceea ce ai fi putut să faci mai bine fără. Îmi aduc aminte că anul trecut unui ucenic de al meu, nu-i dau numele, desigur, I-am spus așa, dragul tati, ține post de Facebook Și mi-a spus astăzi, după slujbă Părinte, vă amintiți anul trecut, că în această zi De lăsatul secolului, mi-ați recomandat asta Primele 10 zile mi-a fost tare greu Dar acum mă simt liber Pentru că mă uit doar unde e nevoie și cât e nevoie Și atât Eu sunt stăpânul, nu el mă stăpânește pe mine Până la urmă, despre asta este vorba Haideți să fim noi cei care să controlăm cât să stăm și să stăm doar cât e nevoie, fără să ne uite Dumnezeu acolo și să ne trezim că are nevoie aproapele de noi și noi suntem răpiți acolo în această grijă de multe. Așadar, vă îndemn să nu aveți grijă de multe, ci să rămâneți doar cu grija mântuirii sufletelor dumneavoastră. Mai departe. Grăirea în deșert. Deci Duhul Trândăviei de al grijii de multe, al grăirii în deșert. Ce este grăirea în deșert, dragii mei? Este pălăvrăgeala, pălăvrăgeala, trâncăneala, vorbitul mult. Între doamnele de la biserică se întâmplă următorul fenomen. Intră femeia, zice, ce faci, fată? Bine, fată. Dar ce batic ți-ai luat? Dar tu ce mai faci? Bine fac. Și încep vetele, să vorbească prin spate pe acolo, iar preotul face slujba. Sunt două entități diferite. De ce? Pentru că m-am întrebat, de ce vorbesc cu oameni în biserică când e biserica cerul pe pământ? Cred că simțiți fiecare dintre dumneavoastră când am intrat aici, am simțit că e cerul aici. Că suntem în cer. Simte sufletul dumneavoastră că e în cer. Pe păi dacă simți că ești în cer, conectează-te la cer și vei vedea că sufletul va vibra de bucurie. Și dacă vine la tine coana joițica și zice, ce faci, fată? Dragă mea, am o rugăminte. După slujbă, după slujbă, te rog, te rog mult, iartă-mă, iartă-mă, după slujbă. Se va rușina, se va rușina ca îndrăznit să vorbească într-un loc în care heruvimii și serafimii sunt prezenți. De aceea vă îndemn să nu vorbiți în biserică, pentru că acest dar al cuvântului Dumnezeu l-a dăruit oamenilor, pentru ca oamenii să se înalțe prin cuvânt, iar noi batjocorim acest dar uneori. Sfântul Arsenie cel Mare, legat de grăirea asta în deșert și de trâncăneală, spunea că de câte ori am vorbit, mult mi-a părut rău. De câte ori am tăcut, nu mi-a părut rău. N-ați simțit de multe ori că de câte ori ați tăcut când trebuia a fost mai bine. Mi-aduc aminte de un tânăr, de un tânăr timid, care și-a invitat și el prietena în parc, în parcul Carol. Și el a invitat-o și a invitat-o să ia loc pe bancă. Era foarte timid. Și ea nu zicea nimic, el nu zicea nimic. La un moment dat el a simțit nevoia să spună ceva. Și spune, auzi dragă, zice, hai să mai tăcem și despre altceva. Deci așa a simțit el, pentru că era timid și pentru că nu se putea exprima. Dragilor, în legătură cu această, acest obicei al vorbirii în deșert, vreau să știți că cine vorbește și trâncănește mult, pierde multă energie. Omul credincios este un om care vorbește esențial. Ceea ce este esențial de vorbit, aceea să vorbim. Dacă ce vorbești zidește, vorbește. Dacă ce vorbești distruge, oprește-te. Dacă omul nu simte har, caută să comunice și să-și găsească bucurie imediată, dar cel care vorbește în biserică lovește doi dintre o lovitură, pentru că doi nu mai vorbesc cu Dumnezeu, ci vorbesc între ei. Ați văzut. Când merge calul la căruță, că el merge înainte și nu se uită la celălalt cal, ci merge înainte. Dacă ai privirea înainte, încerci să eviți vorba de șartă, care nu este altceva decât pierdere de timp și de mai ales de energie. Încercați să vă faceți un calcul și să căutați câți din prietenii voștri vorbesc mult și numai despre ei înșiși. De multe ori nu te lasă, frate! A, să spun ceva! O secundă, doamna, o rugăminte, merg la toaletă, vă rog! Nu, 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 stați să vă spun ceva! Nu, nu, nu! Ea vrea să spună ea ceva, neapărat! E o boală! E o boală! De aceea e bine să o spunem cu demnitate, draga mea! Hai să vorbim lucruri esențiale! Încerci să-i spui cu dragoste și apoi mai apăsat, haide să vorbim numai lucruri esențiale! Și atunci va înțelege că ceva nu e regulă! Și voi aveți puterea să o faceți. Al gândului smerit este iarăși foarte important să știm că duhul acesta al gândului smerit este foarte important. Așadar, a mai rămas un păcat. Iubirea de stăpânire. Dragii mei, această iubire de stăpânire e un păcat foarte mare, foarte mare omul mândru și rău din tine, care transformă aproapele în unealtă pentru propria fericire, omul imaginii, omul care vrea doar profit sau putere sau confort, omul acesta merge spre iad. De aceea, omul care iubește stăpânirea ar trebui să ia aminte la faptul că Abia când te lași în brațele lui Dumnezeu, va fi bine pentru sufletul tău. Abia când te lași în mâinile lui Dumnezeu, va fi bine pentru tine. Lupta aceasta pentru putere, lupta aceasta pentru bani, pentru poziții, a orbit societatea și, din păcate, a orbit și tinerii noștri. Mare păcat! Puterea adevărată este să iubești și să știi să ierți. Și de aici vei căpăta harul Duhului Sfânt. Hristos a răsturnat istoria umanității spunând: Cine vrea să fie mai mare, să fie sluga tuturor. E uimitor. Cine vrea să fie mai mare, să fie sluga tuturor. Cum se numește preotul? Se numește slujitor. Slujitor. Am un exemplu de slujitor. Vă spun ceva despre preotul dumneavoastră, despre părintele Pompiliu. Știți că la el e coadă mare la spovedit. Și uneori vă mai pierdeți răbdarea, că scozile mari. Acest părinte care se numește slujitor, vă slujește pe toți cu dragoste. Deci, din slujire, părintele își ia bucurie, din slujire. Și mi-a povestit cineva ceva despre dânsul. Văzând el că e coada mare, a zis, domne, nu mai am răbdare. Și s-a dus la el și a zis, părinte Pompiliu, eu nu mai am răbdare, vă rog să-mi dați dezlegare, să mă duc în altă parte, că nu mai pot. La care părintele Pompiliu ce tinere, acum te spovedești? stai aici, așează-te jos că te spovedești, nu pleca de la mine. Câte dragoste! Gândiți-vă că părintele Pompiliu cu coada aceea mare ar fi putut să zică, du-te! E coadă mare, dar acea oiță, acel tânăr, mi-a spus cu lacrimi în ochi, Părinte, nu mai puteam și m-am dus la el, Părinte, pompilul dezlegații, mă vreau să plec. Nu pleca, rămâi aici, că te spovedesc acum. Asta înseamnă slujire, asta înseamnă să slujești. Fiecare dintre dumneavoastră sunt convins că are o amintire cu un slujitor care s-a așezat la picioarele dumneavoastră iertându-vă păcatele, potezându-vă copiii, cununându-vă, aducându-vă un cuvânt de folos. Să știți că spovedaniile de astăzi sunt diferite decât cele de altă dată. Noi facem taina, săvârșim taina spovedaniei și mai stăm de vorbă cu voi. Vă vorbim despre necazurile voastre, nu doar păcatul, ci și un sfat de viață. Asta înseamnă să fii slujitor adevărat al lui Dumnezeu? și ferice de cei care au slujitorii Domnului buni, care să, să le slujească și prin această slujire se mântuiesc și cei slujiți și slujitorul. Așadar, cu iubirea de stăpânire e simplu. Nu vreau să iubesc stăpânirea, ci vreau să slujesc. Ce face mama? Mama slujește toată viața ei. Mama nu doarme noaptea. Mama iubește mama are energie, gătește, vine de la muncă obosită și reia totul de la capăt. Mama este cel mai bun exemplu a ce înseamnă să iubești și să slujești iubind și să iubești slujind. Acestea sunt păcatele de care e bine să ne ferim, cele patru păcate. Și mai departe spune, iar Duhul curăției al gândului smerit, al răbdării și al dragostei dăruiește-L mie slujitale. Așadar ne mutăm din zona de păcate în zona de virtuți. Iar Duhul curăției, dragilor, prima treaptă a nepătimirii este curăția. Ce înseamnă să fii curat? Înseamnă să fii curat de patim, să refuzi să fii cuprins de o anumită patimă. Cum ai simțit că te domină ceva? Te domină mânia, te domină mândria, te domină zgârcenia, te domină ura, te domină bârfa, te domină minciuna, te domină furtul, te domină ceva, te domină, nu știu, un joc pe calculator, nu mai poți fără el, te domină băutura, fumatul, ceva. În momentul acela trebuie să știi că până când nu te vei curăți prin harul dumnezeiesc, să vii la taina spovedaniei și să-i spui preotului că vrei să te curăți până atunci ești în mare pericol. Apostolul Pavel ne atrage atenția răspicat. Atenție, nici desfrânații, nici culitorii, nici bețivii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci iadul e plin de păcătoși nepocăiți, care n-au apucat și nu s-au pocăit, nu i-a interesat, iar raiul e plin de păcătoși care au realizat că au greșit și care s-au întors pentru toată viața lor cu fața către Dumnezeu. Legat de trup, vreau să știți că dacă n-ai haină curată, nu poți veni să te apropii de Dumnezeu cu inima deschisă. Ești căsătorit sau căsătorită? Ține puțin post, rupesc, ca să-i slujești Domnului Celui Preanalt dându-i Domnului puritatea ta fizică. Ești văduvă sau văduv, închină viața ta lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va răsplăti, îți va răsplăti cu Lui. La un moment dat se întâmplă ca bărbatul necredincios să insiste să te aibă preiubită soție. Roagă-l să te lase să ții și tu măcar prima săptămână de post ca să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului. Convinge-l că dacă vei fi împărtășită și curată, vei fi mai bună și cu el. Încearcă să faci exercițiul ăsta atât de frumos al postului, trupesc, împreună cu postul alimentar. Și când nu vei mai putea și când el va insista, intri în jerfă și în dragoste și-l asculți și va vedea Dumnezeu dragostea ta, pentru că altfel, dacă prin refuzul tău permanent sau des, soțul tău se va depărta și de tine și de Dumnezeu, faci un păcat. De aceea e bine să iubești sfințenia, să-L iubești pe Dumnezeu, dar în același timp să-L iubești pe aproapele tău și pe soțul tău care are nevoie de tine și de dragostea ta. Aici, fiecare dintre voi, doamnelor, sau fiecare dintre voi, domnilor, găsiți echilibru dar acum, pentru că începem postul, haideți să fim curați pentru Dumnezeu și pentru a ne apropia de Harul Lui. Mai este ceva al gândului smerit. Deci după ce suntem curați și vrem să fim curați, vine gândul smerit. Ce înseamnă gândul smerit? Înseamnă paza minții, dragii mei. Avem noi paza minții? Vreau să știți că sunt foarte mulți oameni credincioși care au mintea pe iure. De multe ori, mintea noastră e la piață, la nepoată, la prieteni, la copii, în altă parte, și tu faci așa o, o închinăciune, și mintea ta e în altă parte. O creștină așează-te cu gândul smerit înaintea lui Dumnezeu și dai Domnului gândurile tale. Cum? Fiind atentă și atent la strană, la tropare, la cântări și punând în mintea ta cântările și ducându-le din minte în inimă, în simțire, pentru că, să știți, credința nu e un exercițiu intelectual, e un exercițiu de simțire. Să simți prezența lui Dumnezeu în inima ta, în simțire, mintea te să coboare în inimă și dacă este așa, vei simți mare bucurie. Așadar, Încearcă să te lepezi de gândurile astea deșarte. Și să vă spun un secret. Bunicul meu stătea într-un pat și spunea, pleacă de la mine, diavole, spurcatule, pleacă de la mine. Și eu m-am dus la el și spun, bunicule, ce spui? Și zice, a venit un gând la mine despre bunica ta. Bunica mea era plecată la piață, la Câmpina. Noi eram la 13 km de Câmpina, într-un sat. Și zice, uite mă, a venit la mine un gând că bunica n-ar fi la piață, că ar fi în altă parte. Ia uite diavolul ce îmi spune, pleacă de la mine, mergi înapoi a mea, satanul. Îl alunga, alunga gândul rău ca pe câine. Dragilor, mulți dintre noi trăim în închipuiri, în închipuiri. Ne închipuim noi, credem noi că, și de multe ori nu e adevărat. Părintele Arsenie, Domnul să-i dea sănătate, când a venit o soră la mănăstire, primul cuvânt pe care i l-a spus, i-a zis, Soră, nu trăi în închipuiri, orice ai pe suflet, spunem. Și s-au așezat la masă și colega ei din față, care mânca, mâncau amândouă, s-au așezat la masă și colega, colega din față se uita așa la ea. Iar ea a crezut, mă urăște! mă urăște această femeie, cum, 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 se uită la mine așa. Dar pentru că părintele Geronda i-a spus așa, nu trăi în închipuire, vino și spune s-a dus repede, aici este taina să spui, s-a dus părinte, cred că mă urăște colega din față. Zice o secundă, hai să o chemăm, hai să o chemăm, să o întrebăm. A chemat-o și a spus așa, dragă soră, când stăteai la masă cu sora ta în fața ta, aveai ochii mici așa. Zice părinte, eram constipată și aveam un pârț și nu puteam să-l dau și făceam ochii mici. Vezi tu, soră, tu ai crezut că te urăște și avea o neputință fizică. Deci a trăit în închipuire degeaba. Înțelegeți cât de important e să nu crezi tu că... Dacă aici o suspiciune întreabă, și atunci a luat-o brațe pe sora și a spus, iartă-mă, soro, eu am crezut că mă urăști, de-aia faci o chimici. Nu, draga mea, am probleme cu burtica. Deci, nu trăiți în închipuire. Nu vă imaginați lucruri și trăiți în închipuire pentru că vă veți pierde pacea. Diavolul vine în minte, aruncă noroiul în zona asta metafizică și când tu asumi gândul ca al tău, din momentul ăla e al tău. Dragilor, respingeți gândurile viclene. Vine un gând rău, pleacă de la mine. Mergi înapoi a mea, satano. Și atunci vei fi luminat că nu vei primi gândul acela rău. Faceți asta și gândul smerit va veni în inima dumneavoastră. Suferim când ceilalți nu văd ce vedem noi de multe ori. Haideți să le pădăm toate gândurile astea urâte și să ne gândim mai mult la Dumnezeu și la lucrarea Lui de mântuire cu noi. Al răbdării și al dragostei. Ei, dragii mei, aici am ajuns la zona cea mai frumoasă, răbdarea și dragostea. Astăzi oamenii nu mai au răbdare. Stăteam la coadă să plătesc o factură și o doamnă din fața mea, uite așa, uite așa se, se întorcea, se, agitată, tot agitată, tot agitată, tot tulburată și i-am zis, doamnă, mergeți în față, zic, aveți o problemă? Adică părea, părea foarte agitată. Nu, domne, nu mai, nu mai am răbdare, domne, să ajung odată să plătesc. Doamnă, din momentul ăsta, până veți plăti, vor trece 10 minute, 12 minute, dacă le petreceți agitată, vă stricați pacea, dacă și așa stăm aici, stăm aici la coadă, haideți să vă liniștiți. Dacă stai și aștepți într-un loc, prezența lui Dumnezeu în inima ta, prin gândul tău, îți aduce o stare de pace. Omul care are răbdare, are dragoste și înțelege că nu este el autonom, noi nu suntem singuri, trăim într-o metropolă de două milioane. Și ceva, când stai la coadă la semafor, spune un Doamne Iisuse, umple-ți inima de rugăciune, gândește-te la lucruri frumoase pentru că și așa petreci timpul acela. Timpul acela poate să fie un timp al agitației sau un timp sacru de care să te bucuri. Aveți răbdare, dragilor, unul cu altul. Sigur că pentru unii care din fire au răbdare, ușor. Dar ce facem cu cei care nu au răbdare din fire? Sunt unii agitați. Pentru acei agitați, haide să ne rugăm. Sau pentru cei care sunt agitați de felul lor, haide să încercăm fiecare să facem ceva și să le aducem noi pace și să le aducem noi resurse de răbdare în inima lor. Al răbdării și al dragostei. Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat din dragoste și tot din dragoste ne vrea cu El, ne vrea fi ai Lui. Haideți să fim fii Lui Dumnezeu prin dragoste. Dragostea este aceea care face diferența între creștini. Să ne topim de dragostea Lui să ne topim de iubirea Lui, să simțim că iubirea Lui vine în noi și că noi nu mai putem fi omul acela vechi și că viața noastră se va putea schimba prin puterea Lui, a iubirii Lui. A murit pentru noi ca noi să fim mai buni. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi să-mi văd păcatele mele și să nu o sândesc pe fratele meu. Deci, dăruiește -mi să învăț păcatele mele. De câte ori suntem atât de exigenți cu păcatele altora și păcatele noastre le protejăm. Îți zice, ăsta e păcatul meu. Nu, 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 nu te bage aici, e păcatul meu. Adică, stai puțin, păi nu vrei să te vindeci. Păi dacă vrei să te vindeci, spune păcatul tău. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și vă veți vindeca. Ai o neputință? încearcă să ai o autoironie, încearcă să vorbești ironic despre păcatele tale și te vei vindeca. Încearcă să fii sincer și să-ți deschizi inima ta și te vei vindeca. Așadar, haide să ne vedem păcatele noastre și să nu o sândim pe aproapele nostru, pentru că e atât de ușor societatea asta de astăzi este clădită pe o sândă aproape lui. Să nu intrăm în jocul acesta ci să-l iubim pe aproapele, așa cum Domnul ne-a iubit pe noi. Și ce descoperim până la urmă, dragilor? Că rămân două, care sunt cele mai importante. Smerenia și dragostea. Smerenia și dragostea te unesc cu Dumnezeu. Dacă suntem smeriți, Domnul va pogorâ în sufletele noastre har și putere. Și dacă suntem mândri, ne întoarcem cu spatele la Dumnezeu. Și ar fi păcat pentru cât bine a făcut Dumnezeu pentru noi. Să vă binecuvinteze Dumnezeu cu harul său. Să vă dăruiască Domnul toate darurile și harurile sale. Rămâneți în dragostea lui Dumnezeu. Rămâneți în brațele lui Dumnezeu. Iubiți-L pe Dumnezeu mai mult decât orice și puneți în prim planul existenței dumneavoastră iubirea lui Dumnezeu, iertarea, bucuria, pentru că acestea dau sens vieții creștinului și prin asta gustăm, pregustăm bucuria împărăției încă de pe pământ să vă hărăzească Dumnezeu două raiuri, unul aici și unul dincolo. Amin. Iubiți credincioși și mulțumim Părintelui că în seara aceasta a fost prezent în biserica noastră, ne-a adresat un cuvânt de suflet și îngăduiți-mi ca numele dumneavoastră să-i facem cadou acest album de artă cu toate picturile bisericii noastre mulțumesc, mulțumesc. și un film despre biserica despre care ați vorbit noastră și pe care o cunoașteți încă de când erați copil. Mulțumesc. Îi mulțumim foarte mult și pentru că de curând a fost la Sfântul Sava și a stat în mănăstire în și într-o peșteră o săptămână, îl rog să vă și miruie, care a adus de acolo cele mai frumoase miruri. Vă mulțumim că seara asta ați fost aici.